început să cânt Deșteaptă-te române, Mihai a zis la un moment dat, lasă-i pe ei. Și mi-a fost frică. Mi-a fost frică de două ori, pentru că fiind orașul meu natal, zic, mamă, o să zic că după aia toată țara, iau-te și pe ăștia din Iași, frate, nu știu să cânte Deșteaptă-te române. N-a fost așa. Oamenii, copiii ăia, de 19, de 20 de ani, de 16 ani, de 17 ani, au cântat Deșteaptă-te române. Deșteaptă-te române din somnul cel de moarte. Mâinile Iași! Mulțumesc! Mulțumim frumos, Iași! Da, pe cât de liber ne-am simțit noi pe scenă, i-am văzut pe artiști care, mă rog, noi ieșim de mai multe ori în fața lor. Probabil, la un moment dat, s-a creat o legătură, o obișnuință. Vorbeam, repet, ca și cum am vorbit cu niște prieteni, dar îi vedeam pe artiști, intrau pe scenă. Smiley la un moment dat a avut o replică, băi, ești nebun? Era o atmosferă, nu știu, te simți bine. Evident că Iașu a ieșit masiv din casă, dar eu în continuare mă întâlnesc în parc, în București, pe stradă, cu oameni care îmi spun, știți că am fost la Forța Azul? Zic, da, cu ce ocazie? Păi nu, am plecat din București. A fost nebunie și le mulțumim foarte mult celor care au venit din Târgu Mureș, din Bihor, din București a venit foarte multă lume, Suceava, Botoșani. Așa e normal să se întâmple, așa e frumos ca atunci când se întâmplă un eveniment de genul ăsta să vină oameni din toate colțurile țării. Avem o vorbă, o folosim din când în când, ceea ce unește Zu nu poate să dezbine nimeni. Asta s-a întâmplat la concert. A fost undeva, cred că, cel mai mare concert de anul ăsta din România. Și cel mai mare prim a fost momentul cu imnul Forța Azul, când au venit toți pe scenă și au dansat, au cântat împreună. Mulțumim frumos! Mulțumim tuturor artiștilor!